Binecunoscutele actrițe Laura Vasiliu, Clara Vodă și Maria Ploaie s-au aflat în acest sfârșit de săptămână la Sebeș, filmând o serie de scene pentru filmul australian Pop-Up. Stuart McBratney, regizor al filmului, a ales această locație din dorința de a lucra cu Edward Schneider, celebrul producător originar din Sebeș. Avem onoarea să filmăm alături de doamna Maria Ploaie, Laura Vasiliu, care a jucat în 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile, te amintești, Clara Vodă, care vreau să fluier, când vreau să fluier, fluier, și am departe multe, multe filme de succes, Evan Allman, actor american, venit din Los Angeles pentru treaba asta și e așa o adunătură pestriță, să spun, de pe tot globul. Deci producătorul a venit din Paris, Evan a venit din Los Angeles, Stuart, regizorul, a venit din Brisbane, Clara Vodă e stabilită în Sydney, Australia. Deci suntem de pe tot globul reuniți aici în Sebeș. Am început să filmăm pe străzi, pe câmp, în oraș și la această locație, în casa asta care am găsit-o în Sebeș, care este practic neschimbată de ani de zile și vrem să menținem o anumită atmosferă. Producția Pop-Up dezvăluie 3 povești interconectate de același eveniment, a unui tată șomer, a unei imigrante de origine română și a unui director de teatru. Este un rol, aș spune, complex, pentru că am 2 fete pe care le iubesc foarte mult și cu care, din mare dragoste pentru ele, am ceva probleme, în sensul că le doresc tot binele și le doresc să aibă o familie, care pentru mine familia a fost lucru cel mai important după teatru și film. Am văzut că la înregistrare a spart câteva farfurii. Am spart și nu-mi pare rău. Am recuperat niște momente pe care le-am petrecut în prea mare liniște și acum mi-am revărsat și-o nervii. Ready and action! That was so good. Good? If I died right now, I could die happy. Oh, don't die, please, my mother blame me. No, 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 don't lift a finger, I'll never hear the end of it. Să știi că ai pus mâna pe o comoară. Bărbații americani sunt politicoși, ajută cu bucurie la bucătărie și nu le pasă că ai mai fost măritat odată. Ce să spun, e un rol cu o foarte mare aventură, am început-o în Australia. Deci un rol principal, povestea unei românce emigrate în Australia, am filmat și acolo, eu acum locuiesc acolo, am venit acum în țară pentru zilele acestea de filmare la Sebeș și a fost o mare bucurie să-mi reîntâlnesc colegii și să trăiesc momentele astea minunate. Rog sora Clarei, care vine din America cu logodnicul ei și mi-a făcut mare, mare plăcere să joc cu Evan, un actor care a venit chiar de la LA. Ai, bine. Dar dacă eu vreau să gătesc, care e problema? Să știți că eu l-am făcut fericit pe tatăl vostru gătind, dar de multe ori l-am ajutat să se simtă util. Adică era suficient să facă un foc, un grătărel și să se simte ca haitucul care a ucis un mistreț. Hai, vino să mă... La filmările din Sebeș a participat și Evan Allman, cunoscut din producții precum Cronicile din Narnia sau O noapte în Portland. Pop-Up Movie is a film written and directed by Stuart McBratney over here, and reigning from Australia. And he's been working on the project for quite some time, and he's here in Romania with us, finishing up the final block of shooting. Deși au stat doar câteva zile în Sebeș, cei din echipa filmului Pop-Up s-au îndrăgostit de meleagurile autohtone românești, semn că Sebeșul, ca și platou de filmare, e mai mult decât destinația perfectă. Romania, it's been the journey of a lifetime. I can't say that there's any country that has ever come close to this. This has been a really wonderful, overwhelmingly good experience for us. If you took a piece of bread and you put it in Romania and you put another one in Australia, you'd have like a sandwich of the whole world. So that's how far away we are.
Filmul australian independent Pop-Up urmează să fie lansat la începutul anului viitor.